Dacă te împaci cu... 4 hours later. Poftim? Dacă te împaci cu Diana, asta înseamnă că ai pus punct acum. M-am îndrăgostit și eu pe Instagram. Dar o șansă? Păi dacă asta vă spun, că eu pun punct, nu mă mai întorc. Cu noi. Păi hai că mi-ai pus punct de așa decisiv, Gabi. Gabi! Da, asta am zis că e pentru Gabi, punct. Nu cred că există om în lumea asta să zică, bă, eu când pun punct, s-a terminat la toate relațiile. Nu, a fost... A fost o relație. Dacă a greșit, tu, mă. Dacă a greșit foarte tare, dar nu... Eu așa sunt. Am văzut! Dacă eu spun, eu cu tine am mai vorbit și ți-am spus că eu... Asta, Marius, că ne-a dacă am pus punct în relația asta cu... Eu chiar așa sunt. Mine și Diana... E, dar... Nu vreau să mă mai împac. Ești mai fericit singur, Gabi? A, pe am așa pare... trebuie gândești că a trecut o lună. Întreabă-mă pe mine, întreabă-mă pe mine că eu sunt de o lună, nu că... singur. Se pare că aveți fericire pe fața mea? Lasă, Livian, că noi mai vorbim. Ei, a nu tine mai se vede că ești fericit. Ianca, ți se pare fericire pe fața mea? Ce? Ți se pare fericire pe fața mea? Păi atunci dacă ești de fericit, de ce nu știu? Pentru că vreau să fii singur. Vreau să fiu singur. Ca să cunosc alte găgicuțe. Să cunoști altă persoană. Nu vreau să cunosc pe nimeni. Păi și atunci care? Adică dacă te-ai ciudat, cum nu vreau să fiu singur, pur și simplu. Uite, hai să zic, Gabi. Răbărește-ne și pe noi, Gabi, că săptămâna trecută erai foarte îndrăgostit. Gabi, erai foarte deranjat de absolut tot ce se întâmpla. Eu că m-am despărțit. Care e faza? Am vrut eu, eram fericită. Vreau să fiu singur. Auzi, trebuie Gabi. Să ai tu un motiv acum. Da. Lămurește oamenii de acasă, dacă nu pe noi. Nu vreau să lămuresc pe nimeni. Petele. Eu când m-am despărțit, eu eram fericită, eu mă bucuram. Eu, înțelegi? Da, nu poate să se bucure când o vede pe Diana așa cum e, în starea care e. Băi, mie nu-mi păsa. Dacă el e bucuros că e singur, așa. Nu poate să-și arate bucuria în fața ei, pentru că ea nu e ok. Nu, Marius, nu trebuie să fie trist din cauza mea. Nu trebuie să fie trist, dar nici nu poate să jubileze. N-ar fi normal. Moral. Este demoralizată, nu poate să jubileze în fața ta când tu ești tristă. Nu, n-are cum. Da, asta așa e. Ar fi lipsă de respect. Dar tu de cât timp ești împreună cu ea? O lună jumate? Sunt două luni când sunt. Cam două luni. Și în timpul ăsta nu... Adică două luni? O avut... M-am combinat și eu cu Berna? Da, ceva de... Aproximativ o săptămână în plus sau... Nu, păi dar ce, tu cu Berna ai aproape trei luni. Da, ai trei luni. Da. Tu gândește că de ziua mea când eu am plecat, tu erai cu ea. Pe întâi ce m-am combinat cu ea, pe întâi. Februarie, nu? Chiar s-au adunat foarte multe și tu, după i-am demonstrat ei. Și ea tot mă acuza și mă deranja chestia, știi? Două luni și un pic. Și am zis, dacă cumva nu, aici fac trei luni, așa... Acum că se termină luna asta. Da, afară. Faci trei luni, afară e mai acum, rău. La sfârșitul lunii. Da, la când e pe întâi. Și am zis, bă, să nu-i fac mai mult rău, să o lungesc așa cu ea. Și săptămâna trecută am fost un pic rece cu ea, cumva să-și dea seama și cumva cred că și-a dat seama că... E, da, măcar ai încercat să-i atragi atenția asupra lucrurilor ăstora, să se schimbe. Ai încercat să-i explice, te doare? Sau și ce o doare și pe asta aveți comunicarea aia, că aici e mai important. I-am explicat de la început că nu-mi place să stea bot în bot cu mine toată ziua, să... Nu știu. Asta am puțin, că n-are logic. Nu poți să-i spui unei femei că, bă, ne despărțim că stăm bot în bot. Nu. Te-au deranjat chestiile de gelozie, din nimic. Exact, nimic, pentru ea sunt chestii de... Plus asta, nu poți să-i spui unei femei, stai puțin că ne despărțim că stăm bot în bot. Ca să înseamnă că nu iubești, ea te iubește și nu iubești deloc. Nu, m-a deranjat, nu că mă despărțim din cauza. Aia, dar și chestia asta, să stai non-stop bot în bot. Aliviana, nu te desparți de femeie. Înseamnă că n-ai sentimente. Nu te desparți. Foarte bine, când ai sentimente puternice, nu te poate deranja o femeie, că vine și... Te deranjează, dar... Te deranjează, dar tolerez că da, la el... un gest de afecțiune. De... Da, e nașpa că dacă nu îți dă, nu e bine, dacă nu îți dă. Eu și cum o vedeam pe ea cumva că nu are încredere în mine. Ea n-are încredere în tine? A, adică... Ce? Da, Gabi, dar vezi că și tu ai spus niște chestii de-a lungul timpului care au făcut-o să aibă neîncrederea asta în tine. Ține minte că tu i-ai spus și pe aici prin emisiune că tu ești cu ea. Dar tu te uiți după fete, tu așa ești construit, înțelegi? Și normal ca ea să fie în permanență suspicioasă. Adică să nu mai faci asta niciodată. Dacă... Oarecum tu n-ai avut nimic de câștigat spunându-i asta. Nu ai câștigat ei respectul, n-ai făcut-o să... Nu-mi par mai bărbat, ba din potriva ai făcut-o pe ea să fie într-o continuă tensiune. Și să stea să te suspecte de orice, știi? Da, ai dreptate în ceea ce zici acum. Asta zic. Mai ales că nu era ceva real și noi știm, bă, suntem aici, adică n-ai după cine să... N-ai ce să faci. 100%. Și să vrei, n-ai ce să faci. Înțelegi? Da. Că de asta zic, e vorba lui Vian, e undeva la mijloc. Nu poți să zici că ea a greșit... Râdeai săptămâna trecută. Dar vorbim undeva la mijloc. Râdeați. Pentru că și el a greșit și ea a greșit. Da, bă, cum? Sunt din ambele. Ea iubește foarte mult și e oarecum acum ușor disperată. El
e supărat de vreo două săptămâni și oarecum strânsese el chestia asta și a fost mai ușor. Da, asta e, da, dacă nu vorbesc mai hotărât. Bă, sunteți vulcani amândoi. Tu vrei să o liniștești pe aia, dar pe tine cine te liniștește? În timpul ăsta să se adună și nu mai poți. Clachezi. Domn frate, asta trebuie vorbită neapărat. Să zici ce ai pe suflet la persoana ta. Eu vorbesc din experiență. Nu, dar mie e mult mai bine așa. Îți zici, iubire, uite, pe mine mă deranjează asta, pe mine doare asta. Și ce o să zică iubirea? Da? No, pe mine vezi că mă deranjează ăstea și ăstea. Hai, te fac și tu pe ea. Și o persoană oricât ai iubire să cedăm. Nu, cedezi tu primul și pe cedezi. Și o persoană oricât ai vrea să cedăm împreună și niciodată. Nu acceptă femeia. Ela! Lasă, neamu, că nu din cauza ta cum îi zici la Berna. A, dar nu am zis din cauza mea. Nu știu, s-o înțeles greșit. S-o înțeles greșit. Da, scuze, înseamnă că... Ați auzit? Ați auzit ce am spus? Explică-ne că nu v-ați auzit. Ați auzit ce am spus sau nu? Da, că nu înțelegi pe Diana, cum poate fi așa gelosă, că dacă ia afară, nu știu păi ce... Păi da, o mie de femei, dacă că nu se înțelegi, duce și lucrează, uite, eu am lucrat într-un spital cu 200 și ceva de doctor pe secția mea. Și ce înseamnă? Asta ce înseamnă? Că trebuia să nu există... Asta înseamnă că oricând ai avea o problemă medicală, ai avea orice... Da, bun, nu, dar vorbesc serios acum, dacă el o să ies afară și o să lucreze într-un cadru cu mai multe femei... Am și o întrebare, Ela? Da, părerea mea, acum... Ela, dacă te face gigolo, tu n-ai fost cumva geloasă și oarecum te-ai răzbunat pe toate fetele care au avut ceva cu Jador sau Jador? Una e să ai ceva și alta e doar să saluri, să vorbești, să te joci. Păi, Jador, cu majoritatea a avut doar asta. Jucat. Doar joacă. Nu. Eu am fost, ce am avut cu fetele cu care a avut chiar ceva. Că le-am înțepat un pic, înțepat. Că au fost în nenumărate. Ce înseamnă ceva? Cum? Ce înseamnă ceva? Poftim? Ce înseamnă ceva? Să te culci. Să te culci. Nu vorbesc niciuna din cele pe care le-ai numărat, da, Andreea Martea nu s-a culcat cu el. Nu. Marius, atunci înțelegeam de ce gravitatea situației și ce înseamnă să fii geloasă și exagerată. Dar așa o mică gelozie e normal să ai. Dar când știi că n-ai încredere în tine, nu. La mine au fost plăte diferite. Nu avut problema pe Gabi și pe Diana. David, eu oricum, fix așa. Pe mine oricum m-a folosit. M-a folosit. Ea de o perioadă nu mai e atât de calmă și oarecum lucidă. Bine, nu știu că este cuvântul potrivit, lucidă, dar ideea e că nu mai gestiona bine situația. Nu mai suporta. Și nu mai lua deciziile alea bune, era mereu nervoasă, mereu tensionată și înțelege orice lucru mic, îi se părea enorm. Da. Asta se întâmpla cu Diana de 2-3 săptămâni. Măi, dar dacă era una... Gândiți-vă că a avut problemele pe care le-a avut prin spate. Roxana chiar făcea, adică dacă era Roxana în locul meu, ce făcea? Ajungea să se bată, să se părăiască în afară, sunt poate nu de erai mai rău, tu, putea să fie alta, eu nu dau în tine. Acum eu încerc să-i găsesc explicații comportamentului ei. Ce e ciudat că tu, Ela, nu o înțelegi că e geloasă. Normal că e geloasă, că îl iubește, ține la el. Da. Și tu la rândul tău ai fost geloasă doar că nu și-a asumat o relație. Da, Andreea, e atunci okay. Normal că nu puteai să mergi, nu te-ai jucat cu aia. M-am dus eu la fetele cu care, să zic, a avut ceva să le fac toate felurile. Nu, dar nu mi-am permis niciodată. Stai puțin, pentru că nu te-a făcut de ce te-ai dat la el, pentru că ați avut vă. Dar nu m-am dat la el, că i-am zâmbit pe televizor. Nu, din cauza aia, pentru să mă dau la el, să-i scriu mesaje, să mă bag în privat cu el. Joculețe pe care le-ai făcut vis-a-vis de el. Voi ați avut o ceartă, voi două, nu? Păi eu n-aveam nimic cu ea când a început să mă amenințe. Nimic! Andreea, nimic! Nu erai cu noi, eram mașini și începea, vezi, dacă te aprobe, și aveam niște pedepse pe care voi mi le dădeați. Nu că eu mă duceam lângă el să dansez. Nu, nici cum. Nu știu. Eu chiar am încercat să vorbesc eu, cu el. Nu știu, încercam să vorbesc eu, da. Încercam să vorbesc eu. Nu să-l las pe el. Dar dacă el continua și vedeam că vrea să vorbească și să-ți dea atenție, eu nu-l mai băgam în seamă. Simplu. Parcă nu fiecare, adică nu gândim la fel, e normal, eu gândesc în felul, eu gândesc în felul. Da, dar am zis cum mi-a dat cu părerea, parcă ne putem da cu părerea și putem să-i dăm. A, clar, da. Ce fetiță frumoasă. No, nu-ți permit să ne smâni la casă. Ne jucăm? Nu. O să trebuiască să lupți pentru această personalitate. Să lupt cu cine și cu ce? Să lupt cu morile de vânt. Și unde sunt morile? Ce? Și atunci ce ai venit aici? Să-ți fac în ciudă, de aia. Cum ar veni că nu ai șanse să revii aici?
Nu am șansă, e ca și cum am zis, eu nu te mai iubesc? Nu. Hă? Nu. Păi? Eu când am zis, am zis pe bun. Tu o faci? Tu ai mințit? N-am mințit, am fost sincer. Că nu mai iubești? Da. Și cine crede vrăgeala asta? Cine vrea? Ai văzut că nici mai îmi pasă. Poți fi prieten cu cine vrei? Cui pasă? Foarte bine. Și eu la fel. Foarte bine. Sunt pregătită. Să? De o nouă relație. Da? Da. Bine, Ela, acum femeia asta suferă. Haideți să o lăsăm. Da, hai mă, las! Hai, nu mai ataca, că... Și-ați auzit voi, n-am nu știu. Nu știu de ce faci răutăți din astea, nu te pot înțelege. Dacă ea suferă, suferă tare, tu pentru ce vii să-i îi mai bagi la ăla în cap? Că e foarte geloasă, că e nu știu cum, că e bla bla bla. E normal pentru că îl iubești. Păi, dar eu când plângea la ea așa vede normalul. Are 23 de ani. O să-i treacă, fetelor. E acum e șocul. O să-i treacă. Dar bine, dar nu merge să atacăm un om când era greu. Și mie mi-a asta vreau să spun. Hai să zic cum am fost. Am rugat. Zic să nu mai zică nimic, nimeni. Cu toate le-ați trecut prin așa ceva. Au venit și m-au tocat așa la creier, înțelegi? M-au tocat. Cine? M-a tocat. Păi nu știu, eu nu mă simt. Îmi permis să vorbesc, că n-am dat cu pietre în cineva care era căzut și suferea. Așa că îmi permis să vorbesc. Aia zic și eu, nici dușmanul meu. Și o prică când o suferi. Nu am încercat să-ți fac rău niciodată, nici ție, nici celor care sunt prezenți acolo. Respect suferința și haide. Îmi permis să vorbesc. Dar eu respect, n-am vorbeam de situație. Dacă tu nu o vezi pe ea că plânge acum, asta înseamnă că nu plânge în interiorul ei. Dar n-am zis că nu plânge. Nu trebuie să curgă lacrimi, râuri de lacrimi, ca să vă dați voi seama că suferă. Trebuie să fie puternică. O să-i treacă, trebuie să fie puternică, trebuie să ia totul ca atare, fără să stea să se mai gândească de ce, pentru că nu o să aibă răspuns la acel de ce pe care și-l pune. Și... Dar e normal să și-l pună și o macină. E normal să și-l pună. Gabi poate a și răspuns. Eu am încercat să explic un pic situația cum o văd eu și el a fost oarecum de acord cu mine, dar s-a închis conexiunea și n-am apucat să îmi spun punctul de vedere. Așa că... Asta zic, acum nu... Bă, de ce a fost atât de geloasă? Bă, s-o lua decizia, asta e treaba lor. Sunt în privința mea, nu am vorbit. Ela, probabil și tu ai fost geloasă pe mine și ai ținut nu, eu ți-am dat replică la ce mi-ai... No, tu. Hai să vedem Andreea, ce ai făcut tu. O să vină episodul și o să-ți arăt. Ce? Pentru că eu ți-am dat replică la ce mi-ai dat tu. Și atunci mi-a trecut exact în cap faza aia. O minciună. Care... Bine, Andrei, dacă vrei să mai vorbim, eu vreau să închei de acolo. Știu că tu vrei, dar eu trebuie să lămuresc oamenii aici, că nu e adevărat ce spui. Și m-ai atacat cu o minciună. Bine, Andrei, așa e. Păi nu, dar așa e, nu o da în dramatizare. Dar nu vreau să dramatizare. Și eu pot foarte bine să zic, o, Ela, de ce ai dat în mine? Ești foarte reală. Nu vreau să fac, că nu-i genul meu. Și nici nu vreau. Eu, dacă vreau să spun, îți spun. Și atunci, eu când am plâns, că m-ai dezamăgit, am plâns chiar din suflet, că m-ai dezamăgit. Nu a făcut la mișto sau să mă victimizez, să mă vadă lumea nici. În 10 luni de zile oamenii ăștia nu m-au văzut pe mine victimă sau să vreau să mă victimizez, nici nu vreau să fac așa ceva. A fost un șoc prea mare, înțelegi? Poate acum... Mi-a zis că ce vrei, ca el să stea cu mine din milă? Mi-a dat de înțeles că el nu este bărbatul care să stea cu o singură femeie. Vreau un pic de liniște, veneam, o sufoca, veneam mereu să stea cu mine. Aoleu, nu cred! Pe bune? În momentul de față, să știi că nu mai mă afectează nimic. Că tu când ai leșinat pe aici, tu a fost tot aproape. Păi știu. Păi și atunci aveți de treaba ta și nu mai fi așa și râzi de niște oameni care îți suferă. Și tu când o atacai cu Jador, atunci nu erai prietenă. Deci nu, că și tu ai atacat-o foarte mult. Păi bun, dar gata, domnul, tot zice... Păi nu, dar fiecare zice de el, nu mai îmi ziceți gata, o trecut, bine. V
v-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.